Bună ziua, comandos, și bine ați venit la Papi Kitchen! Oh la 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 la! Râd că mă amuz! Da, haideți la un clip care am zis să-l fac așa spontan. Sâmbătă am fost în piață, aici la noi, la Oradea, unde stăm. Piața este miercurea și sâmbăta. Miercurea nu pot, merg sâmbăta. Îmi face mare plăcere. Trăiesc când merg la piață, când văd natura pusă pe etalaje și discut cu țăranii. Încerc să-i trag de limbă, să vedem ce cultivă, cum cultivă, ce și cum. Unii sunt sinceri, alții mint și așa mai departe, ca și șobolanul. Fac așa pentru că îmi plouă în gură când vă rușii asta, pentru că vreau să o testez. Să vedem ce gustare, că era o doamnă, avea vreo 30 de roșii și mai babane și mai mititele și am zis să iau și eu una mijlocie, să vedem cum e. Am întrebat-o, doamnă, sunt de acum, sunt cum crescute, i-a zis sunt solară, dar totuși nu mi-a dat indicație cum le-a păstrat până acum sau, și de-aia sunt curios să văd cum au putut să stea roșiile acestea. Știți bine că dacă aveți lumină și căldură, să zicem că aveți o seră, o roșie poate să crească la infinit, cum ar veni bine, că nu la infinit, dar vreau să zic, îi cresc lăstari, îi cresc și cresc și cresc, da? Trebuie numai să aveți ingredientele astea și ca să crească și mult, bineînțeles că îi trebuie și îngrășăminte chimice. Și cum ziceam, sunt tare curios să văd ce gustare, de-aia nici n-am luat nici mai mult, cel mai scump kilogram de roșii care l-am luat în România. Roșia asta am dat 20 de euro, are 100 de grame, dar kilogramul era vreo 40 ceva, 40 de lei, cred. Nu 20 de euro, 20 de lei. Bun, hai să o tăiem deja prima oară în două și împreună vom descoperi cum este. În orice caz, spuneți-mi voi care... La miros, să știți că se simte a crud, să zic așa, puțin. Așa. Prima oară să o luăm goală, să vedem care-i treaba. Ia. Nu e bună. Caca absolut. Nu are niciun gust. Uitați-vă în spate la clipul care le-am făcut din grădina visurilor mele din Franța. Vedeți acolo roșii și ce gust și ce reacție am avut când le mâncam și... Ia să punem și niște sare de Himalaya, gust occidental și niște piper. Poate e mai de gust. Adică n-are nici gust occidental, adică n-are niciun gust. Deci, niciodată să nu luați roșii în afara sezonului. De ce? Pentru că țăranii nu au capacitatea de a le stuca așa cum trebuie. Sau chiar dacă o au, îi se duce gustul, domnul. Absolut. Mai degrabă e absolut dezgustătoare. Nu vă indic, nu vă sfătuiesc, chiar vă zic să fugiți când vedeți așa ceva. Mai bine cumpărați roșii bio, făcute în alte țări, unde se permite așa ceva. Trebuie să vă spun că în țările calde, ciclul este de două ori pe an sau cam o dată și jumătate la un an. Eu am trăit pe insulă și aveam bananieri și îmi făceau de două ori pe an. Mă spart câte banane am, că sunt mai bune banane. Asta e bio. Bine că nu e bio 100%, pentru că vedeți toate sunt aceeași formă, aceeași culoare, etc. Dar totul la gust, a roșie dă. Zici că mănânci cauciuc. Și da, dacă tot am cumpărat-o, trebuie să mă sacrific. Sigur, este plină de chimicale, așa cum pune șobolanul peste roșiile lui. Ia să vedem cu ulei de măslină. Pur și simplu, fără nicio valoare gustativă. Deci, rețineți să nu cumpărați niciodată roșii extra sezon din piață.
din magazine puteți, pentru că le aduce de prin alte țări, dar de la țăran nu, pentru că nu sunt bune. Am mai luat acum vreo lună ridichii, tot așa erau, nu erau bune. Am mai luat tot așa acum vreo lună varză și tot așa nu era bună, pentru că era extra sezon. Țăranii nu știu să producă extra sezon. Mai timpuriu, da, dar extra sezon nu, în niciun caz. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere. Oh la 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 la. Opa, am uitat să mănânc cu... Uitați, avem aici niște, dacă spus, la creștere, niște busuioc. Ia să punem așa puțin o frunzuliță. Poate îi schimbă gustul, nu știu. Slabe speranțe. Așa îi punem la total. Punem puțin ulei de măslinuțe. Punem așa roșia peste, chiar dacă e mai mare. Tăiem busuiocul ăsta așa în două. Și mai lipsea brânza ca să facem mozzarella. Pare rău, sunt dezgustat. Vă mulțumesc pentru atenție și toți spectatorii din Oradea care mă urmăriți, să nu mergeți în piața din centrul orașului, că sigur să mergeți, dar să nu cumpărați ceea ce v-am spus. Au revoir!